Un studiu Eurostat ne arată o realitate îngrijorătoare. Avem cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Mai exact, 25% dintre tinerii români au făcut acest pas, un procent sub media Uniunii Europene. Studiul arată faptul că România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani care au terminat studiile unei instituții superioare de învățământ. Are cei mai puțini fiindcă pleacă afară. De asta are cel mai puțini. Cei mai puțini sunt plecați, să ai mulți, că în România nu merg lucrurile bine deloc. Dacă ar merge bine, ar rămâne. Copiii cum se nasc, pleacă cu părinții, pleacă cu totul și nu se mai întorc. Unii se întorc, alții nu mai. Păi ce părere sunt? Nu este bine. Eu așa consider. Acum Dumnezeu știe, nu știu. Nu știu ce să vă zic. Nu știu. În anul 2020, 41% dintre tinerii Uniunii Europene au decis să termine studiile superioare ale unei instituții de învățământ. 46% dintre femei au absolvit o facultate, în timp ce în rândul bărbaților procentul este de 35%. Acest lucru în condițiile în care procentul bărbaților a crescut în ultimii ani, dar nu destul de mult ca cel al femeilor. Ce părere să am? Toți tinerii? Unde se duc? Unde se duc? Afară, pentru că aici nu sunt apreciați. Nu sunt apreciați și merg acolo unde sunt apreciați. Altă părere ce să vă spun, îmi pare foarte rău. Dar asta este. La noi totul este la pământ, inclusiv educația, sănătatea, care sunt cele mai importante într-un stat. Iar tinerii din ziua de astăzi, cum se știu dumneavoastră de altfel, este păcat că pleacă. Asta este situația în care ne aflăm noi acum și o să fie și mai rău din punctul meu de vedere. La nivelul european s-a înregistrat o creștere susținută. România crește și ea, însă foarte lent, situată la coada clasamentului privind educația superioară în rândul tinerilor.